proiecte importante în lungul șirii al cercetărilor care vor urma după apariția ei. Prin conținutul ei, va rămâne pentru istoria culturii din această zonă ca un valoros dicționar și un instrument de lucru pentru cei care vor dori să continue opera de cercetare a culturii și civilizației poporului român. Căci așa cum concluzionează tot pe asumția ta, viitorul unui popor nu poate fi conceput fără a fi ancorat în cultura umanitară. Domnul Matei Sintei, un pictor de icoane, deci printre astăzi citători de prin cu interes de domnul Matei. Foarte mulțumesc că aici, în Europa, nu zic că dumneavoastră vă cunosc, unii vă recunosc din presă și înainte de a începe mica mea punere și scurta mea expunere, vreau să transmit salutul soției mele, Maria Cornelia, care din motive binecuvântate n-a putut să ajungă astăzi aici. Ea este truditoare alături de mine, sau mai bine zis eu, alături de ea, în atelierul de iconografie din stațiunea Covasna, de mai bine de 17 ani. Chiar în aceasta se împlinesc 17 ani de trudă. Vedeți că folosim acest cuvânt trudă pentru că nu este numai o ororoterapie, cum se spune, ci este o muncă asiduă. Am adus aici pentru dumneavoastră să vedeți în format tridimensional munca noastră, pentru că icoana este mereu prezentă. Iar unde este o icoană, acolo este și Dumnezeu. Zis, se spune Hristos în mijlocul nostru și răspunsul este și va fi. Vreau să vă amintesc ce înseamnă o icoană. O icoană, se spune foarte des că este o fereastră către cer. Ce înseamnă că către împărăția lui Dumnezeu. Dar ce mai este o icoană? O icoană este o legătură tainică între casa Domnului și casa omului. Trebuie să înțelegem mai adânc icoana. Icoana nu este un simplu obiect de artizanat. Este un obiect de cult. Pentru că așa a hotărât Dumnezeu ca prin icoană să facă minunea. Nu prin altceva. Un tânăr și un bucăț ar putea spune că acesta este device-ul prin care lucrează Dumnezeu ca noi să ne mântuim. Iată câtă importanță are icoana. Are atât de mare importanță încât se știe că nicio sfântă liturghie nu se reușește fără prezența a cel puțin două icoane. Icoana Maicii Domnului Cucru și icoana Domnului Iisus Hristos. Deci, iată importanța acestei lucrări dumnezeiești prin om. Iconarul este, de fapt, o unealtă a lui Dumnezeu. Pentru că timpul este scurt, am să vă spun că lucrăm sau se lucrează în mod special pe lemn, dar mai sunt și alte materiale. Pe frunză, lucrăm în tempera, în acrilic sau în pigmenți, depinde. Se folosește foarte des foița de șlag metal aurit, dar mai bună este foița de aur. Este mai valoroasă și de aceea ea ține mai mult și are o rezistență mare. De ce trebuie folosite materiale bune? Pentru că lui Dumnezeu trebuie să-i dăm ce este mai bun. Niciodată nu putem spune că icoana este scumpă, doar ne raportăm la bugetul nostru. O icoană este întotdeauna valoroasă, oricât de mică este. Și știți că orice icoană pictată de un pictor ortodox este făcătoare de minuni. Noi avem nevoie de minuni pentru că Dumnezeu lucrează prin minuni. Pentru că mi s-a cerut să vorbesc și despre activitatea noastră, pe scurt am adus niște fotografii și am să le comentez ca să știți despre ce este vorba. Aici suntem la o expoziție la 15 ani de iconografie covăzneană, pentru că am pomenit de patrimoniu, orice icoană care se naște pe acest teritoriu devine ambasadoara Covaznei în țară și în lume. O
doamnă profesoară, că avem profesoare aici și profesori, ne-a invitat la Brăila și am reușit să ajungem acolo cu o expoziție cu totul deosebită, nu atât din punctul nostru de vedere, cât din cauza că a fost inorganizată. Aici ne găsim în Copenhaga, la expoziția de la Biserica Ortodoxă Română din Copenhaga. Anfitrion am avut pe preasfințitul episcop Macare al Europei de Nord, iar aici vedem cei doi ambasadori, fost ambasador al României în Republica Danemarca și regatul, pardon, al Danemarcei și Republica Irlanda și nouă ambasador. Eu nu știu, aici pe computer, cum trebuie să se dau. Așa. Aici suntem la atelierul de iconografie, unde vă invităm pe toți, dacă aveți posibilitatea să veniți, să vedeți cum lucrăm live. Multe persoane și personalități din țară și străinătate ne caută pe Radu. Aici recunoaștem pe artistele noastre iubite, Diana Lupescu și Magda Catone. Aici suntem la Coronin, într-o tabără de iconografie, unde într-o săptămână am învățat elevii și studenții care au participat la această tabără să definitiveze Lucian, sub binecuvântarea preasfințitului Lucian al Caransebeșului. A fost o experiență cu totul inedită, mai ales că ne-au ales pe noi iconarii din Covasna. Aici ne aflăm la Brăila, despre care vă povesteam, unde am avut invitat, să spunem așa, la momentul artistic, un cor care a avut 30 de persoane. Deci numai prezența corului a făcut ca sala aceea să fie plină. A fost un moment deosebit. Imagini de la vernisaj cu publicul. Eram și noi în public pentru că am pus un film care s-a difuzat. Îmi pare rău că aici fotografiile sunt puse, ele sunt puse bine pe fotele meu, dar aici nu le arată cum am pus eu. O să revin pe partea aceasta. Aici suntem la reședința ambasadorului român din Danemarca, unde am avut a doua expoziție care a stat timp de o lună de zile și orice român stabilit acolo putea să o viziteze. Noi suntem chemați de diaspora românească. Simt o nevoie să vadă icoane, să vadă românism, mai ales că noi lucrăm și aceste icoane, le spunem actuale, unde inserăm tricolorul românesc. Și această lucrare aduce mai multă lumină și patriotism în casele românilor. Soția ambasadorului cu soția mea, aici sunt în aceea sală de expoziție cu preasfințitul Macarie. În calitatea mea de jurnalism am luat și câteva interviuri la aceste mari personalități, atât bisericești cât și românești, pentru că sunt ambasadorii României acolo unde ei își duc activitatea. Oameni cu totul special, oameni care îmi descoperă, nu trebuie să strigăm noi la ei, pentru că ne găsesc ei. Aici suntem în Austria, în orașul meu din lângă Viena, unde am avut bucuria să avem o expoziție de pictură, fotografie și iconografie, la invitația primarului, domnul Hans Lindner. Și acolo Covasna a fost reprezentată atât prin iconografie, dar și prin pictură, cu imagini reprezentative din stațiunea noastră. Și cu Medea Mocănească, avem aici reprezentanți din Băinești. Și le-a plăcut foarte mult, au fost foarte încântați să vadă tradițiile noastre. Vreau să mulțumesc pe această cale doamne Maria Graur, care ne-a sprijinit în toate deplasările noastre prin promovare. Presa din județ a fost alături de noi, dar mulțumire specială sunt către doamna Maria, care ne stă alături de foarte mult timp, mai ales că am fost colegi la redacția Cuvântului. Și am avut sprijinul și domnului prefect și mulțumim pe această ocazie când am fost la expoziția de la Anima și expoziția din Maus. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Aici avem câteva imagini de la expoziție. Am avut invitați speciali. Austriecii organizează perfect, deci nu prea găsești goluri în acele organizări. Aici suntem cu comunitatea românească. La final, câțiva reprezentanți ai comunității care au rămas
Cu noi aici avem o pleadă de preot, atât ortodoxi cât și cât greco catolici. Imediat mai avem o fotografie din Australia. Vreau să vă spun că în Australia icoana românească și covasna a fost promovată atât prin imaginele care le-am văzut iconografice, cât și prin discursurile care le-am ținut acolo, pentru că se știe puțin încă despre noi. Că mă întreabă dacă mai sunt români de aici, aici sunt, am pus special această fotografie ca să vedeți păsările noastre ale Grâmbuș, cele mai puternice piese din Muzeul Național al Australiei. Deci cu doamna ambasador, ambasadoare de pe mai multe meridiane, acolo am fost invitat la primul festival al genului creativității românești de la Antipoz. Am fost singurii reprezentanți ai României, noi cei din Covasna. Ne-am onorat foarte mult, nu ne așteptam, a fost o bucurie și o surpriză. Și vreau să vă spun că, doamna ambasadoare, aici și vedeți în spate icoanele noastre la loc de cinste. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră și domnule Cătușu pentru invitație, a fost o mare onoare pentru noi. Și cu altă ocazie de să te invitați în limbi și cu explicații. Și putem răspunde după aceea și la întrebările particulare. Felicitări, mulțumim! Mai mult. Nu, nu. Dar tot la fel de bine. Vă ascultăm. Am primit de la Ionică Lăgătuș acum o săptămână și ceva, înainte de a pleca la Timișoara, această carte. Nu știu cât